Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăvit să fie numele Domnului! Lecția a doua din tematica Înțelepciune pentru înțelepți, educația înțeleptului. Că pentru a dobândi înțelepciune trebuie să ai o bază minimă, să accepți să fii învățat. Și de aceea această următoare lecție, după cea introductivă, se ocupă chiar de educația înțeleptului, de felul în care noi putem să devenim mai înțelepți. Devenind mai înțelepți, vom fi mai plăcuți Domnului, mai neprihăniți, mai plăcuți pentru cei de lângă noi, mai fericiți. De aceea este important să acceptăm o educație a înțelepciunii. Omul, de altfel, este o ființă educabilă care trebuie să se dezvolte în plan intelectual după cum crește fizic. Omul trebuie să-și formeze caracterul după cum se formează profesional. Toți oamenii se nasc mici, fără să cunoască nicio meserie. Dar cu anii cresc, iar cu anii de școală se formează. La fel, există o școală a înțelepciunii pe care poate să o frecventeze orice om, chiar și fără bani. Recomandabilă este încă din copilărie, să culmineze în adolescență și tinerețe, dar înțelepciunea primește la cursurile ei și oameni bătrâni. Îi acceptă pe toți, după cum și Dumnezeu, nu numai că ne acceptă, dar ne și dorește. Vom deschide din nou la cartea Proverbe, mai întâi capitolul 20, versetul 12 și 13, unde scrie: urechea care aude și ochiul care vede, și pe unul și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul că-ți vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Aici se face referire la ochi, la ureche și indirect la mână. Domnul le-a făcut pe toate. Dar dacă nu-ți deschizi ochii, nu se vede nimic. Dacă nu-ți ciulești urechea, nu o să poți asculta cu atenție. Și dacă nu-ți miști mâna, nu o să lucrezi. În procesul educației, folosește-ți abilitățile care ți le-a dat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a înzestrat cu simțuri, cu capacități care trebuiesc folosite în acumularea înțelepciunii. Studiul nostru va avea două părți. Prima, intitulată Profesori înțelepți, și a doua, Elevi înțelepți. Acum vreau să vedem în mod sincer unde ne putem încadra fiecare. Vreau să spun încă din capăt, profesorii sunt încă și elevi. Dar nu toți elevii sunt gata să fie profesori. Asemănător celor care au încă părinți, dar ei la rândul lor au copii. Dar copilașii mici nu pot să fie părinți până nu cresc mari. Cât îi privește pe părinți, este o onoare să fii părinte, o cinste, dar este și o datorie. În Proverbe, capitolul 10, versetul 1, scrie: un fiu înțelept este bucuria tatălui său. Și invers, un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Voi lua un verset și din Psalmul 128, unde sunt prezentați copiii din generațiile următoare. Versetul 5: să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Poate ați mai sesizat oameni în vârstă care spun: am atâția copii, câțiva zeci de nepoți, alții au și o serie de strănepoți. Se simt onorați. Iar dacă dintre copiii lor unii au avut succes în viață, sunt buni credincioși sau oameni cu o bună poziționare în societate, se simt cu atât mai fericiți. Dar, tot în Proverbe, în capitolul 1, versetul 8,
Citim despre responsabilitatea unui părinte. Ascultă, fiul, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Dacă am comparat din punct de vedere fizic situația, un tată și o mamă dau naștere unui copil. Dar dacă nu-l hrănesc și nu-l învață, degeaba ar fi ei fericiți ca un băiat sau o fată, va muri, nu se va dezvolta. Ei sunt datori ca părinți să îl învețe, să îl crească. Iar în capitolul 4, de la versetul 1 la 4, scrie: ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiul la tatăl meu, un fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Părinții spirituali, fie că ei sunt și părinți fizici, fie că avem doar grija spirituală a unor oameni, sunt datori să învețe și sunt vinovați dacă nu învață. În unele biserici există învățătura unor nașteri naturale, libere, după cum Dumnezeu le rânduiește, dar dacă socotim un act inuman și o neascultare și nesubordonare față de voia lui Dumnezeu, o neacceptare a unei vieți, în egală măsură Dumnezeu lângă naștere a pus educația în dreptul părinților. Nu putem să acceptăm nici varianta cealaltă, să ai doar un copil, doi, socotind că doar atâți poți să-i educi. Domeniul pedagogiei ne dovedește că pot fi educați mai mulți într-o clasă și observați, urmăriți, verificați. Educatorii noștri spirituali sunt în primul rând cei care ne expun cuvântul. Predicatorii, fie păstori sau alte categorii de oameni care vestesc cuvântul, aceștia sunt primii dumneavoastră învățători. În capitolul 13, versetul 13 scrie: cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Două situații total opuse. Dacă primești sfatul învățăturii cuvântului, vei fi răsplătit. Dacă îl refuzi, vei fi pedepsit. Apoi 28:9. Dacă își întoarce cineva urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Rețineți, cine n-ascultă predica, se roagă degeaba. Ascultarea cuvântului predicat este fundamentală. Pe lângă cei care în mod propriu-zis expun cuvântul prin predicare, citire sau alte forme de studiere, noi mai beneficiem de anumiți sfătuitori înțelepți. Și în Cartea Proverbelor, în capitolul 30, de la 1 la 6, avem cuvintele unui astfel de sfătuitor către discipolii săi. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om, n-am învățat înțelepciunea și nu cunoștința sfinților. Acesta este punctul de lansare în învățătură. Să accepți că nu știi și este nevoie să înveți. Cine s-a suit în ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Iată cum, într-un singur verset, este comprimată definirea Universului și prezentarea Prințului Universului, a Domnului Iisus Hristos.
În fața acestor două noțiuni ne vedem lipsa noastră de înțelepciune. Cât de puțin cunoaștem despre cosmos și cât de vag ne este descoperit Fiul lui Dumnezeu, comoara înțelepciune. Și apoi continuă. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. N-a adăugat nimic la cuvintele Lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Amintiți-vă de momentul întâlnirii dintre Filip și famenul etiopian. Domnul l-a trimis să-i explice pasajul profetului Isaia. La fel, noi vom beneficia de explicațiile unor oameni care vor interpreta cuvântul și ne vor spune, așa se înțelege lucrul acesta. Subiectul acesta se tratează în felul următor. Aici trebuie multă înțelepciune. Ca acești sfătuitori să fie cu adevărat înțelepți și să nu abată spiritul Scripturii, să nu ne abată de la cărarea adevărului. Tot în această idee mai citesc din capitolul 13, versetul 14. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om de la cursele morții. Și 21:11, partea a doua. Când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știință. Așadar, trebuie să acceptăm ideea necesității părinților în educație. Lasă-te învățat de părinții tăi spirituali. Ei își vor pune amprenta asupra ta. Este nevoie să fii educat în cultura generală și chiar în anumite noțiuni de specialitate. În domeniul universului și al adevărurilor. Spune Scriptura în 19:2. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva. Și cine alergă negobește înainte, o nimerește rău. Dacă nu știi, e rău că tot trebuie să faci cumva. Și dacă ai apucat-o pe o direcție greșită, va ieși rău. De aceea, lasă-te învățat. Apoi 14:35. Diferitele activități și slujbe în care noi suntem prinși necesită cunoștințe în acel domeniu. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui. Acum fiecare aveți profesia dumneavoastră. Dar este nevoie, chiar dacă ești profesor, să zic, să ai înțelepciunea, să știi cum să lucrezi cu oamenii, în așa fel încât să te ajute profesional, dar să-i poți îndrepta și spiritual pe calea cea bună, prin stilul tău de educație. Dacă ești șofer, de exemplu, pe lângă noțiunile auto necesare, cât este de frumos să fii un șofer amabil. Un șofer care să știe cum să vorbească cu oamenii, care chiar în exercitarea profesiei lui să practice prudența înțelepciunii, în relațiile cu colegii și așa mai departe. Ca să nu mai vorbesc de sfera relațiilor de biserică. Chiar dacă cineva ar avea o memorie excelentă și ar ști să predice scoțând niște idei frumoase din cuvânt. Chiar dacă cineva ar ști să cânte într-un mod deosebit, să fie o privighetoare. Dacă n-am avea înțelepciunea de a ști când să predicăm, când să cântăm, cum să ne comportăm unii cu alții, înțelepciunea de a-i da slava lui Dumnezeu și de a nu ne-o asuma noi, toate celelalte calități ar fi umbrite și n-ar avea valoare. Înțelepciunea dă valoare și sens oricărui lucru. Chiar în privința aceasta, în privința perfecționării noastre în înțelepciune. Eu personal și cunosc alți oameni care
se roagă în mod sistematic ca Dumnezeu să le dea înțelepciune, să îi califice pentru viață. Pentru viața de biserică, pentru viața socială, pentru viața de familie. Acceptă să fii sfătuit. Oare câți din soți au acceptat să schimbe optica de lucru în familie dacă au fost învățați de părinți spirituali? Le spuneam în mod plastic, nu știu ce ar trebui făcut cu unii, să-i mai botezăm odată sau să-i mai cununăm odată. Că parcă mai trebuie făcut ceva, că nu știu să se comporte. Acceptă să fii învățat. Ca o femeie tânără căsătorită, spune Scriptura, primește sfatul altuia în vârstă care a trecut prin experiențele vieții, care poate are fiică mai mare decât vârsta ta. Ca și tânăr predicator, nu te socoti singur înțelept. Acceptă, plecându-te, sfatul unuia bătrân, care poate îți va spune din inițiativa lui, dar poate nu-ți va spune decât dacă tu te duci și îl consulți. La fel, în toate privințele, lucrul acesta este perfect valabil. Vreau să trecem la partea a doua, elevi înțelepți. În primul rând, un subpunct aici, nebunia neșcolarizării. La școala înțelepciunii, foarte mulți au multe absențe, iar unii au abandon școlar. Citesc în 15:12. Batjocoritorul nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. Nebunul nu umblă la școală. 18:2. Alții ar umbla, dar s-ar duce direct la catedră, în loc să se ducă în banc. Iată ce scrie aici. Nebunului nu este de învățătură. Și vrea să arate ce știe? El? N-ați întâlnit astfel de oameni? Vrei să-l înveți? Vezi că nu știe? Dar pe cine să înveți? Că nu-ți dă răgaz nici să vorbești? Iar dacă vorbești, te privește cu superioritate. Și atunci, gura e mai jos, urechile sunt mai sus. Cum să-i torn eu din gura mea în urechile lui dacă nu se smerește o leacă? Să mă accepte ca profesor și eu să facă pe elevul. În Cartea Evreilor, în capitolul 5, cel ce a scris epistola, scrie de la versetul 11, despre unii care nu s-au ținut de școală. Ucenicii după 3 ani și jumătate, e adevărat, a fost o instruire intensivă, au fost lansați în slujire. Dar se întâmplă uneori că după 30 de ani de pocăință, unii sunt tot bebelași. Tot în clasa întâi sunt. Iată ce scrie aici. Asupra celor de mai sus avem multe de zis. Și lucruri grele de tâlcuit. Asupra celor scrise în Cartea Evreilor. Fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători. Fac o paranteză. Când am zis de profesori, ar fi onoare să fim părinți, nu? Dar e și datorie să fii părinte, nu-i numai onoare. Și dacă nu-ți poți face datoria, mai bine lasă și onoarea de o parte la altul, care își poate face datoria. Aceștia ar fi trebuit să fie deja părinți, deja în stare să învețe pe alții. Dar aveți din nou trebuință să vă învețe cineva cele din tâi adevărurile cuvintelui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Oameni care și-au folosit mintea, oameni care s-au lăsat învățați, că nu de la sine se adaugă cu fiecare an care trece câte o nouă clasă. Dacă trece anul, cel care a fost pe clasa a patra să fie din oficiu pe clasa a cincea. Dacă a frecventat școala, dar dacă nu te lași învățat, rămâi pe loc. Ba încă, spunea Domnul Hristos, luați seama cum au zis că celui ce are se va mai da și va avea din prisos, dar de cel ce n-are, îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. Deci, în primul rând,
Nu rămâneți neșcolarizați. Există și o altă greșeală. Greșeala înscrierii la o școală slabă. Toți copiii umblă la școală, dar nu toate școlile sunt bune. La fel este și în plan spiritual. Dacă te-ai înscris la o școală slabă, unde profesorii sunt slabi, unde părinții spirituali sunt nepregătiți, ucenicul nu poate fi mai mare decât învățătorul lui. Spune în capitolul 19, versetul 27 din Cartea Proverbelor: încetează, fiule, să mă asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Dacă ai nimerit acolo sau alții ți-au recomandat și îți dai seama că nu te învață lucruri bune, încetează. Sunt oameni care nu de la amvon învață lucruri stricăcioase. Poate la nivelul unei părtășii de familie. Nu te mai duci locul acela dacă vezi că nu te învață un lucru bun. Evită pe acel profesor. Fiindcă și nebunia și înțelepciunea vor continua să cheme ascultători. Dar nu te du tu dacă vezi că nu te învață ceva bun. Apoi, 14 cu 12. S-ar putea să nu-ți dai seama. Iată ce scrie aici. Multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Unora li se va părea că ei învață bine unde învață și se țin sirguincios de treaba lor, dar dacă la urmă vor da faliment și școala aceea nu e acreditată și nu o să-ți recunoască nimeni diploma, ai mai dat și bani, și timp, și pasiune ai pus. De aceea vă spuneam că educatorii spirituali sunt cei care învață din Scriptură și cei care dau învățături în limitele Scripturii. Verifică-ți profesorii după manual și după programă. Și dacă vezi că îți predau lecții nu din manual, chiar în realitate sunt unii profesori care au cursurile lor, uneori diferite față de ceea ce e scris în manual. Lucrul acesta este acceptabil în anumite limite. Dar în plan spiritual, nu are voie niciun profesor să predea ce nu e scris în manual. Apostolul Pavel zice în Galateni, nu chiar dacă un înger ar veni și v-ar spune alte informații, să nu îl primiți. Mai adaug și Eclesiastul 10 cu 15. Să vedeți ce greu este să nu știi și să te înduci să te înveți unul care nici el nu știe. Ce o să iasă? Truda nebunului. Profesorul depune un efort, nu? Obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Iată o tristă posibilitate. Să se trudească unul numit nebun, să instruiască pe altul care nu va ieși înțelept, sigur. Din mâinile unui nebun nu va ieși decât un alt nebun. Dar va fi o nebunie cu diplomă calificată. Deci rețineți, în primul rând, nu rămâneți neșcolarizați și nu vă înscrieți la o școală slabă. În al doilea rând, trebuie să avem pasiune pentru școală. La școala înțelepciunii nu există nivel obligatoriu. Trebuie să ai studii medii 8 clase, ca așa prevede legea. Poți să nu faci nicio clasă și să mori analfabet în ale înțelepciunii. Și poți să studiezi o viață întreagă. Dar trebuie să-ți fie dragă școala. În capitolul 8, versetul 17, scrie: eu iubesc pe cei ce mă iubesc. Ce se iubește? Înțelepciunea, să-ți fie dragă. Și cei ce mă caută cu tot din adinsul, mă găsesc. 10 și 11 din același capitol. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul
Și mai degrabă știința decât aurul scump, căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. 16:16. Aici întâlnim două exclamații. Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului. Rețineți, este exclamația înțeleptului. Lacomul va exclama altfel. Ce grămadă de bani am făcut. Hoțul va zice altfel. Ce pradă. Înțeleptul însă zice, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Să-ți fie dragă învățarea. Să fii gata să asculți pe orice om de la care poți să înveți ceva. Să fii gata să te uiți la natură și să înveți. Să înveți de la animale, dacă e cazul. Să înveți din pățânile tale. Să fii gata să înveți. Nu este suficient să iubești școala. Este nevoie să te silești să înveți. Trebuie să memorezi, să te trudești. Să nu te uiți prin carte numai după poze. Să încerci să acumulezi în minte, să memorezi tot ceea ce scrie. Scrie în capitolul 2. De la versetul 1. Procedura de dobândire a înțelepciunii, eu am numit-o cei șapte dacă, fiindcă de atâtea ori apare aici expresia aceasta, dacă. Urmăriți de la versetul 2, dacă vei lua aminte, dacă îți vei pleca inima, dacă vei cere, dacă te vei ruga, dacă vei căuta, atunci vei înțelege frica de Domnul. Dacă accepti, dacă rămâi statornic, dacă asculți, dacă te smerești, dacă ai dorință, dacă te rogi și dacă perseverezi. Dădeam noi exemplu cu un instrument muzical, este frumos să cânți, dar câtă exersare trebuie până înveți să cânți. Nu știu de ce nu trudim în orice domeniu. Dacă ne-am trudi, să ne schimbăm limbajul. De exemplu, sunt oameni cu migrările acestea de forțe de muncă care pleacă de aici, în diferite țări ale Europei. Și măcar că la școală nu s-au împăcat cu limba rusă ce se învăța atunci, în generația mea, sau chiar engleza și germana, acum dacă s-au dus acolo și a devenit un imperativ învățarea limbii, au învățat-o, să-i fi văzut cu cartea de gramatică, alții merg și învață și plătesc. Deci se poate învăța. Numai că uneori nu se învață benevol. Nu ne silim să învățăm. La fel, limbajul nostru s-ar putea schimba. Să nu fii dur, ca să nu mai spun, să nu fii vulgar, să devii manierat, să înveți să nu te superi. Toate acestea trebuie să învățate. Dar nu se poate decât prin silință, cu cunoștința, fapta. Dați-vă toate silințele, spune apostolul. După ce am învățat, va fi o mare plăcere pentru cel școralizat. Plăcerea celui ce a învățat binele. Rămân la exemplu cu instrumentul muzical. Eu știu oameni care, dacă sunt obosiți și nu au timp să doarmă, să se refacă fizic, se duc, iau instrumentul și cântă 10 minute. Se refac total. Acum este o plăcere pentru ei să cânte. Nu mai este o silință. Nu mai este o greutate.
degetele merg de voie, glasul se sincronizează, inima participă și mintea contribuie. La fel, după ce ai învățat înțelepciunea în diferite domenii, va fi o plăcere să o practici. Faceți legătura între aceste trei aspecte. Trebuie să-ți fie dragă. Trebuie să te silești să o dobândești și după aceea o să o practici cu plăcere. Să vă citesc câteva versete în privința aceasta. Mai întâi versetul 10 din capitolul 2, de aici. Căci înțelepciunea va veni în inima ta, dacă ai umblat de 7 ori după ea. Și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. 3:2. Căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Dacă ai avut o discuție cu cineva și n-ai fost înțelept, după ce i-ai rostit niște cuvinte nepricepute sau n-ai știut cum să pui problema, cum te simți în urmă? Zici, dar nu puteam să tac. Atunci salvai situația și dacă nu erai deștept. Dar dacă ai știut cum să pui problema, ai abordat-o înțelepțește și problema s-a rezolvat, ai câștigat pe fratele tău, ai realizat ceea ce era necesar, ce plăcere simți în urmă, plăcerea care o gustă înțeleptul după ce a practicat înțelepciune. Apoi tot aici, în capitolul 3, de la versetul 13. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. La versetul 17, căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Doamne, dă-ne-o și nouă! Amintiți-vă de Domnul Hristos care spunea femeii la fântână, dacă ți-aș da eu apa vieții, nu ți-ar mai fi sete. Și beata femeie bine a zis, dă-mi, Doamne, să nu mai vin până aici să mă trudești să scot. Dar Domnul i-a zis, mai întâi du-te, adu bărbatul să rezolvăm problema ta și după aceea îți dau eu apă. Deci este frumos gustul înțelepciunii, este plăcut, dar trebuie să depunem efortul dobândirii lui. Forme de învățare. Să te duci la o școală bună, să-ți placă să înveți. Dar cum să înveți, deci? În primul rând, ascultă cu luarea minte. Chiar deprinderile care trebuie practicate cu mâna nu se învață prin pipăire, ci se învață mai întâi intelectual. Felul în care trebuie să acționezi picioarele pe niște manete, mai întâi se învață cu mintea. Aici este centrul de comandă. Deci mai întâi, dacă vrei să înveți înțelepciunea, ascultă cu luare aminte. În capitolul 8, de la versetul 32, este scris. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzești căile mele, ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu. Ferice de cine mă ascultă, de omul care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. 13:10 apoi. Partea a doua. Înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. 15:31. Urechea care ia minte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Placă-ți să stai lângă înțelepți și fii atent. Prinde orice vorbă cu tâlc, să devii înțelept. Am putea face o comparație. Orice ban câștigă-l, pune-l bine și vei fi mai bogat. Orice vorbă acumulează-o și vei fi mai înțelept. Să știți că sunt lucruri în viață pe care noi le facem aiurea, deși am fost învățați cândva cum să le facem, dar n-am fost atenți când am fost învățați.
Și dacă nu ești atent, ai pierdut lecția aceea. Ascultă cu luarea minte. Noi imputăm copiilor când nu sunt atenți în biserică sau la școală, primesc sesizări din partea cadrelor didactice, dar uneori nici noi ca oameni mari nu ascultăm. Nu întrebăm și când suntem învățați, nu dăm din mână, nici din urechi, că și harul Domnului nu se mișcă. Dar în mintea noastră întoarcem pagina și spunem, nu iau eu notițe și acum. Eu știu. Ia notițe. În capitolul 10 cu 17 este surprins elementul al doilea în învățătura înțelepciunii. Pe lângă sfat, mustrarea. Cine își aduce aminte de certare, apucă pe calea vieții. Dar cel ce uită mustrarea, apucă pe căi greșite. Acceptă când ești mustrat. Tot despre mustrare, în 17 cu 10. Ce valoare are mustrarea? Hai să fim sinceri. În general ne place? Să-ți spună soțul, dragă, așa, finuț, nu cumva să te îndoiești când te iubește. Aici trebuia să faci puțin altfel. Să accepti, să te mustre soția, să fii sesizat din spate, că tu care ești în față n-ai văzut bine. Să accepti o mustrare chiar din partea unui străin sau unui copil. Iată ce valoare are o mustrare recepționată. Vă citesc, 17 cu 10. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Deci, dacă sesizezi mustrarea și te încadrezi în recomandarea ei, a pus pe drumul cel bun. Dacă nu-i ca și cum ți-ar da 100 de lovituri de ciocan de o parte și să te duci prea încolo și să te lovească pe partea cealaltă, până să te duci pe făgașul tău, pe șinele tale. Ce rol are o mustrare? Mai mult decât 100 de lovituri. Loviturile nu ne plac nici așa, nu? Atunci măcar să ne placă mustrarea dacă loviturile nu ne plac. Și nici nu este nevoie să ajungem la ele. Fiindcă tot în Proverbe 29 cu 1 scrie despre unii care n-acceptă să fie mustrați. Apropo de mustrare, dacă veți găsi vreun om care nu merită mustrat, să-l aduceți, să-l întrebăm și noi cum a putut fi atât de cuminte să le învețe toate dintr-o dată. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Mustrarea e medicament. Sfatul e mâncare și mustrările sunt leacuri. Dar care nu s-a hrănit corespunzător și acum s-a îmbolnăvit și nu ia medicamentele, moare. Concluzia este simplă. Pe lângă ascultarea învățăturilor și a mustrărilor, o altă metodă de a învăța, citește, fii autodidact. Încearcă să fii tu profesor și tu elev sau student. În Proverbe 3 cu 21 scrie, fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Sfaturile vin prin urechi, citirea vine prin ochi. Primul verset care vi l-am citit în această seară suna, Domnul a făcut și pe una și pe celălalt, folosește-le pe amândouă. Citește. Uneori când poate ajungi într-o situație unde trebuie să te comporți într-un anumit fel și sunt anumite inscripții sau sunt anumite recomandări tehnice, decât să te faci neștiutor și să întrebi pe altul, dacă ai unde să citești, citește și învață singur, să nu mai știe și alții că tu n-ai știut. Învață-te singur, e mai ușor.
La fel. Sunt atâtea lucruri care pot fi preluate direct din Scriptură. Biblia este scrisă. Și dacă de-a lungul istoriei sfătuitorii care au dus informația prin ureche au fost mult mai necesari, fiindcă a fost mai puțin scris, mai puțini oameni știau să citească, cunoștința nu era atât de avansată, astăzi vom fi foarte vinovați dacă nu folosim ca metodă de învățare citirea. Citește. Citește, căci har Domnului, știi citi și se poate. După ce ai citit, spune 16:20, proverbe, cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea. Și cine se încrede în Domnul este fericit. Gândește-te. Recomandăm să se citească Biblia o dată pe an. Dar nu doar să fie trecut în revistă ca să mai bifezi că ai citit câte o carte. Să meditezi la cele citite. Atunci se fixează elementele înțelepciune. Și o a treia formă de învățare, Proverbe 3, cu versetul 3 și 4. Aici se finalizează învățătura, înțelepciune. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Evreii purtau la veșmânte pe pereții încăperilor anumite extrase din lege. Și înțeleptul consideră că cel mai indicat ar fi dacă ar fi legate la gât. Să fie în intimitatea personalității tale acele cuvinte ale Scripturilor. Dar la superlativ, cuvintele Scripturilor ar trebui scrise pe tăblița inimii. Nu știu exact în Vechiul Testament cum puteau fi scrise pe tăblița inimii, dar în Noul Testament Dumnezeu la omul dinăuntru i-a rânduit tăbliță la inimă. Iată ce spune Scriptura în Evrei 10:16. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după zilele acelea. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. În general se consideră că rațiunea este legată de elementul intelectual și inima de aspectul sufletesc, de pasiune. Vă recitesc, le pun în inimă, dar le scriu în minte. Deci să le cunoști și să-ți placă să le împlinești. Dacă ai fost un elev înțelept, în mintea ta vor fi scrise. Și ele vor fi considerate a fi scrise și pe inimă. Evreii socoteau că ei gândesc cu inima. Este același compartiment, doar în mod figurativ facem distinția. După ce le ai în minte și în inimă, poți să trăiești conform sfatului lor. Revin la cartea Proverbelor. 2:9-13. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta, dar ea nu stă acolo atârnată. Ea stă numai scrisă. Și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea ce are ea de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărului ca să umble pe drumuri întunecoase. Dacă înțelepciunea va rămâne scrisă în inima noastră, noi vom putea să umblăm pe căile ei, să trăim faptele înțeleptului. Vom evita atât cuvântările nebuniei, cât și drumurile păcatului. Și mă adaug din Proverbe 30,
de la versetul 24 la 28, următoarele cuvinte. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ, dar sunt cu minți tare, din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. În mintea furnicii există înțelepciunea aceasta. Șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci și sunt protejați. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Cine le organizează? Au o anumită doză de înțelepciune de a se aranja și a zbura ca niște plutoane de armat. Păianjinul îl poți prinde cu mâna și se găsește totuși în casele împăraților. Oare vom avea înțelepciune cât aceste patru vietăți? Dar nu vor fi mai deștepte ca noi. Să ai înțelepciune în domeniul hărniciei. Furnicile sunt harnice și nu fac risipă. Ele adună și folosesc în mod economic. Șoarecii știu să-și protejeze locuințele. Rămân pe teren solid. Lăcustele sunt cele mai minunate exemple pentru adunări. Să se adune încete și să funcționeze precum semințiile lui Israel. Iar păianjenul știe să intre în casa împăraților. Își găsește locul. Nu ne-am găsit oare și noi un loc în casa împăratului? Sunt mii de soiuri de păianjeni. Care de care mai înțelept? Cât înțelepciune! Sunt atâtea animale extraordinar de înțelepte. Citiți o carte de apicultură să vedeți cât înțelepciune are o albină. Te uimești. Imaginație în spațiu, calcule matematice. Toate acestea au fost dozate de Dumnezeu prin creiere și pe măsura dezvoltării lor spre maturitate încorporează în ființa lor înțelepciunea necesară vieții. Omul trebuie și el să se lase educat. Nu normal când ajunge un om tânăr și este matur, ar trebui deja să fie înțelept. Și la tinerețe să ceară doar înțelepciunea profesiei care o va urma. Solomon, el n-a cerut înțelepciune pentru viață, o avea deja. Cred că o ceruse mai de mult. El a cerut înțelepciune pentru slujba de împărat. Dacă ai înțelepciunea ca om, când te vei căsători, vei zice doar: Doamne, mi-ai dat înțelepciune, dă-mi și înțelepciune de familist. Dacă o să te pună Domnul într-o slujbă, o să spui: Doamne, îți mulțumesc pentru înțelepciunea cât mi-ai dat-o. Dă-mi înțelepciune și pe latura acestei activități. Și la fel, extrapolând în orice alt domeniu. Dar trebuie să accepți profesori înțelepți. Acceptă pe cei care te învață după Scriptură și te sfătuiesc în mod înțelept. Să-ți placă școala, dar o școală bună. Să te trudești să înveți până într-acolo încât să-ți rup coatele pe băncile școlii. Până când, așa cum se înțelegeau odată doi studenți într-o sesiune, după ce învățaseră non-stop, unul zice: măi, la mine nu mai intră. La care și la răspunde: la mine intră, dar cum intră așa iese. Nu mai se reține. Oare noi cât mai avem până ajungem la faza aceasta să ne supradozăm cu înțelepciune? După aceea vei deveni cel mai fericit om. Bogații, veți vedea dumneavoastră în Scriptură și în realitate, nicăieri nu scrie că un bogat ajunge la fericire. La fericire ajung numai deștepți. Cei care frecventează cu bine și obțin diploma de la școala înțelepciunii. De aceea v-am dat în final trei metode de a învăța. În primul rând, ascultă. Ascultă, că Dumnezeu ți-a dat urechi. Apoi, citește, că ți-a dat ochi. Și în al treilea rând, ți-a dat caiet unde să scrii. Scrie în minte. Dumnezeu ți-a dat capacitatea să ții minte, să stochezi informații. Notează. Și trăiește conform celor notate. Uitați-vă dumneavoastră la un aparat electronic. Dacă
La un computer, de exemplu, tastez o anumită frază. Apare în memorie și mi-apare și la monitor dacă este accesat. El va da comanda necesară. Dacă este un anumit computer din domeniul industrial, dacă îi comand să facă o anumită operație, dacă el o are în memorie și eu îl cuplez, va face operația aceea? Cum faci? Dar atunci la noi cum se face? Că noi am cuplat creierul și numai că la noi nu o face. Ar fi defecte instalații. Deci știe computerul, numai că nu lucrează. Dar ce sunt defecte? Brațele? Ele sunt integre. Dar înseamnă că nu am bătut noi în memorie și nu am notat în inima noastră ca să devină practică înțelepciune. Și închei citind din capitolul 22, de la versetul 17. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă. Concluzia tot ceea ce spuneam până acum. Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să spui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări? Ați reținut cum toate ideile se regăsesc aici? Și învățături, dar și înscris. Citește-le și pe acelea. Ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite, să devii mai înțelept, mai performant. Cineva spunea, știți ce gândește un predicator când încheie predica? Dacă ar fi lăsat să o mai spun o dată, ar spune-o mai bine. Ei, așa trebuie să gândim și noi. Pe când o să facem următoarea dată aceeași operație, o să o facem mai frumos. Și finalul educației, citesc din 11:30, rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Poți să câștigi sufletele altora până nu ți le-ai câștigat pe al tău? Nu. Vă spuneam că înțelepciunea este echivalentă cu neprihănirea în cartea proverbelor. Înțeleptul este neprihănit și dacă e neprihănit înseamnă că e înțelept. Omul a fost scos afară din rai și s-a interzis să guste din pomul vieții. Neprihănitul reprimește acces la pomul vieții și înțeleptul își câștigă sufletul lui și chiar sufletele altora. Deci, vrem să devenim mai înțelepți, nu doar pentru a beneficia de fericirea care decurge din practicarea înțelepciunii, nu doar din pasiunea noastră pentru înțelepciune, și vrem să devenim atât de inteligenți încât să ne lase Dumnezeu să gustăm din pomul vieții. Finalul să fie în împărăția lui Dumnezeu. Aici este finalitatea înțelepciunii. Domnul să ne ajute. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.